Vă salut, dragii mei, și bine ați venit la Descoperă Lumea TV! Unele lucruri lăsate de strămoșii noștri trebuie văzute pentru a fi crezute. Din fericire, ești în locul potrivit pentru a le vedea. Am adunat pentru tine în acest videoclip o colecție de descoperiri uimitoare din întreaga lume. Pe acest canal nu doar arătăm descoperirile, ci le spunem și poveștile fascinante. Până în prezent au fost făcute nenumărate descoperiri care ne ajută să înțelegem mai bine viața strămoșilor noștri, dar și acele vremuri mult diferite față de ceea ce trăim noi. Descoperirile arheologice nu contenesc să ne uimească, mai ales atunci când rescriu istoria. De-a lungul timpului, specialiștii și arheologii au descoperit o serie întreagă de obiecte vechi de mii sau chiar de milioane de ani care au schimbat tot ceea ce știam despre o anumită epocă sau civilizație. De exemplu, una dintre cele mai importante descoperiri este epava romană din orașul italian Grado, care a fost găsită în 1986. Nava veche de 2000 de ani are 16 metri lungime și aproape 5 metri lățime. Ambarcațiunea, destinată comerțului, păstra încă 600 de amfore pline cu sardine și alți pești. În continuare vă prezentăm și alte descoperiri arheologice care au schimbat istoria lumii și ne-au ajutat să înțelegem mult mai bine trecutul nostru. Armata de teracotă. Apreciată de către specialiști drept cea de-a 8-a minune, armata de teracotă a fost descoperită din întâmplare în 1974, când sătenii au scos la iveală niște cioburi de ceramică aflate în zona mausoleului primului împărat al dinastiei Qin. În jurul mormântului principal, dar și în celelalte 500 de gropi din jurul acestuia, arheologii au descoperit 8.000 de soldați de teracotă, dar și 700 de cai reprezentați în mărime naturală, gurile din argilă arsă având o înălțime de circa 1,80 metri cu o expresie autentică. Statuile sunt extrem de detaliate, toate gurile fiind diferite. Războinicii chinezi de teracotă, care aveau datoria să asigure paza împăratului după moarte, erau dotați cu arme adevărate. Acestea erau extrem de eficiente, una singură fiind suficientă pentru a străpunge armurile vremii și a ucide adversarul. Este interesant că, în pofida faptului că au fost descoperiți soldații de teracotă, mormântul regelui încă nu a fost găsit. Manuscrisele de la Marea Moartă. Acestea au fost scrise cu aproximativ 2000 de ani în urmă și conțin aproape 900 de texte. Cu toate că acestea au fost descoperite între 1947 și 1956, iar lumea științei continuă să fie marcată de controverse referitoare la autorii textelor. Textele scrise pe pergament sau pe papirus erau ascunse în peșteri aflate în apropierea localității Qumran din Cisjordania. Aceste manuscrise au reaprins polemica între arheologi, pentru că unii dintre ei sugerează că textele au fost scrise de oamenii care făceau parte dintr-o sectă evrească de la Qumran din deșertul Iudeii. Alții sunt de părere că ele au fost redactate la Ierusalim sau alte regiuni din Israel și că au fost ascunse în peșteri atunci când populația s-a refugiat în anul 70 era noastră, fugind din calea romanilor. În timp ce alți specialiști consideră că autorii au fost esenienii, oameni ce aparțineau unei secte religioase a fraternității care a existat între secolele 2 și 1 înainte de Hristos. Cert este că aceste texte ne-au ajutat să înțelegem modul în care trăiau oamenii din acele vremuri. De exemplu, s-a descoperit că toate fragmentele de material textil găsite sunt țesute din in și nu din lână, care era țesătura cea mai larg utilizată în acea vreme în Israel.
În plus, s-a descoperit că inițial materialul făcuse parte din articole de îmbrăcăminte și deși oamenii obișnuiau la acea vreme să poarte țesături colorate, mare parte din pânza găsită în peșteri a fost albită în mod special și este lipsită de decorațiuni. În plus, aceste texte au contribuit la o mai bună cunoaștere a istoriei religiilor. Inscripția de la Behistun. Această inscripție a fost descoperită de către englezul Robert Shirley în 1598, în timpul unei misiuni diplomatice în Persia. Ajunge la concluzia că ar fi vorba despre reprezentarea înălțării lui Iisus Hristos. Falsele interpretări biblice europene s-au răspândit timp de două secole. Însă, începând cu anul 1835, inscripția a fost descifrată de Henry Rawlinson și atunci s-a aflat că este o inscripție monumentală care descrie cuceririle lui Darius I în trei limbi, vechea persană, elamită și acadiană. Această inscripție i-a ajutat pe arheologi să descopere detalii despre civilizațiile din Mesopotamia, Sumer, Acad, Persia. Mormântul lui Tutankhamon. În 1922, când s-a descoperit mormântul lui Tutankhamon, care vreme de 3000 de ani nu fusese deranjat, s-au scos la lumină comori neașteptate. A fost punctul culminant al unei căutări de peste 15 ani, iar din mormânt au fost scoase aproximativ 5000 de obiecte de mare valoare, inclusiv sarcofagul faraonului și renumita sa mască de aur. Dar mormântul ascunde încă secrete. Anomalii termice și imagini de înaltă rezoluție au făcut ca Nicholas Reeves, reputat egiptolog britanic de la Universitatea Arizona, să distingă în 2015 în pereți indicii privind existența unei uși secrete care duce către una sau mai multe camere ascunse, alimentând speculații în legătură cu ce s-ar putea afla în interiorul acestora. S-a vehiculat ipoteza că într-una dintre aceste camere se află Nefertiti, fostă regina Egiptului și marea soție a faraonului Akhenaton, tatălui Tutankhamon. Peștera din Altamira. Peștera de la Altamira, din localitatea Santillana del Mar, aflată în comunitatea autonomă spaniolă Cantabria, a fost descoperită în 1868 de un vânător care l-a anunțat pe specialistul Marcelino Sanz de Sautuola. Acesta a cercetat peștera pentru prima oară în 1879 și a descoperit diferite obiecte, precum și primele urme ale artei rupestre paleolitice. El arată că picturile aparțin epocii respective, însă oamenii de știință din acele vremuri nu îl iau în serios. În 2009, cercetătorii au dezvăluit că peștera Altamira a fost locuită cu 22.000 de ani în urmă, mai mult decât se considera anterior. Pompei. În ziua de 24 august, anul 79 după Hristos, cu aproape 2 milenii în urmă, se producea cel mai mare dezastru natural cunoscut în istoria Europei, erupția vulcanului Vezuviu, care avea să acopere cu cenușă și lavă topită 3 orașe romane, Pompei, Herculaneum și Stabiae. Descoperit cu totul întâmplător în anul 1748, orașul Pompei a ajuns să fie cel mai căutat sit arheologic al Italiei datorită cantității enorme de informații despre viața citadina romanilor într-un moment când Imperiul Roman se afla la culmea dezvoltării sale. În Pompei au fost găsite 1150 de corpuri umane, în mare parte carbonizate, dar ulterior bine conservate sub stratul de cenușă și lavă. De asemenea, de sub cenușă au fost dezgropate locuințe, instituții, localuri publice și numeroasele case de toleranță cu care era înzestrat orașul Pompei. Acesta a fost subiectul de astăzi. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine și nu uitați să vă abonați la canal. Până data viitoare, vă doresc toate cele bune!